Mulțumesc, Tudor Deliu, fracțiunea Partidul Liberal Democrat din Moldova. Eu susțin întru totul ceea ce a zis doamna Palihovici, cu atât mai mult că noi aceste lucruri le-am discutat și în comisie, fix aceleași observații au fost făcute. Dar în același timp am o întrebare pe care am adresat-o și în comisie, cu referire la articolul 1136 aliniatul 2, unde propuneți modificarea acestui aliniat prin următoarea sintagmă sau următoarea formulare. Prețul indicat în contract poate fi modificat în mod excepțional în cazul schimbării prețurilor pentru transport, inclusiv costul carburantului. Eu am menționat în comisie că prețul pentru transport se include și costul carburantului. De ce era nevoie de inclus adăugător încă și costul carburantului? Care aceasta poate fi un pretext pentru agențiile de turism pentru scumpirii a pachetelor turistice. Nu e aici ceva care se ascunde. De ce eu am propus ca această sintagmă să fie exclusă de aici? Încă o dată repet, costul carburantului intră în prețurile pentru transport. Vă mulțumesc. Eu v-am spus că la lectura a doua noi venim deja cu modificări la articolul dat, la punctul dat și nu numai aici, dar și am introdus punctul 3 și 4, adăugător. Mersi.